am fost nemulțumit, probabil am avut niște reacții de iritare pe marginea terenului. Și prin faptul că mi-am dorit foarte mult să arătăm foarte bine la meciul de astăzi. De ce? Pentru ca să arătăm că în campionat meciul Corțișoara a fost un simplu accident. Din păcate, azi am făcut un meci mai slab ca în meciul de campionat cu Corțișoara. Chiar dacă am avut ocazii și am avut ocazii ratate cu o nonșalanță incredibilă, jocul astăzi m-a nemulțumit. Până la intrarea în prelungiri. Intrarea în prelungiri ne-am dat drumul la joc, dar și pe fondul de oboseală vădită a oaspeților s-a văzut clar că n-au mai putut, mai ales că au jucat foarte mult cu un om în minus. Așteptam mult mai mult de la acest joc. Așteptam să-i văd pe ei motivându-se pe jucători, motivându-se singuri în plus pentru acest joc, ca să arătăm că meciul, mă repet, ca să arătăm că meciul Corțișoara din campionat a fost un accident. Urmează un meci cu ASEO Poli în semifinale, s-au planificat și ei. Da, am aflat. Până la meciul cu ASEO Poli în 27 mai, mai avem multe meciuri de jucat în campionat. Mai sunt, cred că, cel puțin 5 meciuri până atunci de campionat. Le luăm pas cu pas. Nu ne gândim încă la meciul cu Poli. E clar că ne dorim foarte mult de la meciul cu Poli. Obiectivul nostru principal în momentul de față a devenit câștigarea Cupei României pe faza județeană. Deci, implicit, obiectivul nostru nu e să învingem pe Poli, obiectivul nostru e să câștigăm finala Cupei. Deci trebuie să trecem întâi de Poli și după aceea să câștigăm finala Cupei României. Finalul ăsta de sezon reprezintă și o perioadă de valoare a lotului pentru sezonul viitor? Da. Da. Să vezi cu cine te poți baza, cine... Da, o remarcă foarte bună. Lucrul ăsta l-am și discutat împreună cu conducerea. Am cerut răgaz în momentul după meciul cu ASEO Poli, am cerut răgaz 3 etape. Cele 3 etape de foc, consider eu, meciurile cu Sân Nicolau, Corțișoara și cu Mașloc, care au fost trecute cu bine. Am cerut răgaz să nu discutăm de problemele de lotul pentru campionatul viitor până după meciul cu Mașloc. Eu mi-am cam făcut temele, ca să spun așa, mi-am cam făcut temele și m-am ținut de promisiune după meciul cu Mașloc. Eu o idee mi-am făcut pentru jucătorii care vor rămâne mai departe în lot, din lotul actual, și chiar am înaintat conducerii o listă cu jucătorii pe care îi doresc eu la echipă din vară mai departe. Cât la sută? Să nu te întreb nume. Nu știu cum zici. Nu o să spun nume. E clar că nu o să spun nume. Dar se și vede. Încet, încet se vede. Nu vreau să vorbesc prea mult pe tema asta, pentru că nu e corect din partea mea. Dar dacă vă uitați, deja un jucător a plecat de la echipă. Da. Deci dacă vedeți bine, deci încet încet o să vedeți lucrurile astea, deci nu trebuie să vi le spun eu. Cât la sută, nu știu acum procentual să dau un procent care să fie veridic, dar probabil că undeva la 60% din lotul actual vor rămâne.